Muncesc în cimitir pentru amenziile neplătite. Este vorba de mai mulți petroșeneni care au de prestat muncă în folosul comunității. Instanța a dat câștig de cauză autorităților locale, care acum se folosesc de rău plan nici pentru treburile silnice. Pe perioada anului 2015, mă refer de la 1 ianuarie și până în prezent, am primit un număr de 14 mandate de executare de la instanța de judecată. Din cele 14 mandate, unul a fost pus în aplicare și s-a executat, deci oamenii și-au făcut munca în folosul comunității, 7 sunt în curs de executare, deci oamenii lucrează actualmente la activitățile edil gospodărești din municipiul Petroșani, mai exact la cimitirul central, iar pentru diferența de dosare și de mandate, noi suntem în procedură pentru a găsi persoanele în cauză. Multe sunt plecate în străinătate, sunt plecate la țară și să fac demersurile prin corespondență cu toate instituțiile abilitate pentru a găsi persoanele și, bineînțeles, ca ulterior să presteze acea muncă în folosul comunității. Sunt persoane care au de prestat undeva la 200 de ore în folosul comunității. Majoritatea persoanelor au amenzi care nu le-au plătit, au fost acționați în instanță și instanța a transformat, să zic așa, amenda în ore pentru muncă în folosul comunității. Diferă de la caz la caz, sunt persoane care au de executat un număr de 20-30 de ore, chiar și până la 200 de ore. Sunt în funcție de valoarea amenzii se transformă orele de muncă în folosul comunității. Prestarea muncii silnice aduce un plus serviciului public de administrare a domeniului public și privat, care are un număr redus de angajați, iar astfel acoperă o arie mai largă. Ne ajută fiindcă în cimitirul central avem mult de lucru, în sensul că trebuie în permanență igienizat, întreținut, curățat și așa mai departe și, în general, persoanele respective prestează muncă în cimitirul central al municipiului Petroșani. Cei care optează pentru a-și achita datoriile prin munca în folosul comunității, potrivit unei hotărâri a Consiliului Local Petroșani, sunt repartizați la întreținerea drumurilor, parcurilor și zonelor verzi sau la păstrarea curățeniei localității.